Bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre stomatologia modernă și despre tehnicile folosite acum, în 2021, în toate cabinetele stomatologice. Medicul Adriana Lucia Celebidache este alături de mine astăzi și ne va spune ce intervenții non-invazive putem face acum și mai ales ce implică acestea. Așadar, doamna doctor, acum nu mai este chiar o teamă așa să mergem la stomatolog. Ce metode folosim astfel încât să nu ne doară mai nimic din ce alegem să facem la dinții noștri? Ce presupune această stomatologie modernă, minim-invazivă? Presupune tehnologie, o tehnologie avansată, presupune proceduri și protocoale bine stabilite, în special personal foarte bine calificat. Ce tehnici folosim acum? Ce tehnici folosim, față de acum 10 sau 20 de ani? În primul rând, eu am să enumăr câteva, pentru că tehnologia e destul de vastă, dar cea mai importantă este tehnologia laser. În stomatologie, tehnologia laser ne ajută foarte, foarte mult. Procedurile sunt minim invazive și fără durere. Ce putem face cu aceste lasere? Ce putem face? Cardiologie fără durere, fără anestezie. Parodontologie, deci curetaje în câmp închis, cu efect, cu o eficiență maximă. Apoi, putem să sterilizăm canalele radiculare și în felul acesta, dacă vă mai aduceți aminte, gangrenele și granulomele presupuneau intervenții chirurgicale. Acum intervențiile chirurgicale sunt eliminate prin sterilizarea canalelor. Apoi, implanturile, de exemplu, implanturile în momentul în care gingia din jurul implantului, în periimplantite, aveam pungi parodontale de 4-5 mm, trebuiau scoase, eliminate. Acum, datorită tehnologiei laser, sterilizăm de jur împrejur implanturile, adiționăm os, plasmă, și după 3 luni putem redeschide punerea în evidență a implantului și repunem lucrarea protetică. Mulți pacienți vin și spun, mi-a folosit laserul. Vreau să se știe că sunt mai multe tipuri de lasere. Fiecare laser face câte o procedură, dar pentru anumit. De exemplu, sunt lasere ablative cu care le folosim în cardiologie. Laserele cu apă. Da? Sunt lasere diode mai mici care le folosim în decontaminare, antiinflamatorii, foarte, foarte mult. Înainte și după intervenții chirurgicale, pacientul nemai având edeme și durere postoperatorie, ceea ce iar este foarte, foarte important. Altă tehnologie care ne ajută foarte mult este tehnologia CAD-CAM. Probabil că ați auzit. Da, explicați-ne și ce înseamnă. Digitală CAD-CAM. La fel, după cum știți, amprentele, în momentul în care noi luăm amprente, este foarte neplăcut pentru pacient. Mulți au senzații de vomă, deci foarte greu. Acum scanăm. Precizia este deosebit de mare. Pentru că nu mai intervine materialul de amprentare, da, care, eu știu, se deteriorează la transport, se modifică, pe când aici este o imagine care o iei, o preiei și mai ales imaginea o poți trimite, de exemplu, design-ul, poți să-l faci și cu, eu știu, cu cineva care este în străinătate. Da, sau în alt oraș. Sau în alt oraș, sigur. Este acum pandemia. Sigur, ajută foarte tare. Ajută foarte mult. În endodonție. În endodonție se folosesc acum microscoapele. Foarte mulți pacienți, când intră la un tratament endo, de tratament de canal, sunt puțin, nu știu ce se întâmplă și se folosesc aceste microscoape. De ce sunt ele importante? Vedem foarte ușor, în primul rând, orificiile de intrare, reperarea canalelor și, în al doilea rând, calitatea canalelor. Deci, din ce îmi spuneți, e clar că putem pleca acasă cu dinți noi în aceeași zi și fără dureri. Și fără dureri. Asta e cel mai important până la urmă. Altă tehnologie este minim-invazivă, sunt fațetele, care am mai vorbit. Fațetele, la fel, au un rol profilactic și nu șlefuim dinții.
decât numai atunci când este cazul, am spus, când depășește curbura și noi probleme. Trebuie. Da. De asemenea, fațetele, să știți că se pot pune și la vârste mai, la adolescenți. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Da. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!